Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum autoturismul în care se aflau cele două femei schimbă banda de circulație fără să se asigure corespunzător și este lovit de o mașină care vine cu viteză din spate. Impactul a fost devastator, iar mașinile s-au oprit după 10 de metri în afara carosabilului. Urma de frânare măsurată de polițiști avea 76 de metri. A fost o depășire în triplare și l-a aruncat în acest sens. Dar ăla a avut viteză mare cu Mercedes-ul. Foarte mare viteză a avut și a lovit-o din spate. Cred că a vrut să depășească, să treacă pe banda elantă și a lovit-o din spate. Chiar în colțul ăsta aici a lovit-o. Era un puș la volan. Una dintre femeile din mașină, în vârstă de 66 de ani, a intrat în stop cardiorespirator. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj pentru descarcerare, salvarea, dar și elicopterul SMURT. Femeia care se afla pe locul din dreapta al primului autoturism a fost supusă manevrelor de resuscitare și a fost preluată de elicopterul SMURT și dusă la spital. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj, elicopterul SMURT, care a preluat o pacientă de aproximativ 60 de ani, stop resuscitat la locul accidentului și a reluat activitatea cardiacă, transportată în spital județean. A doua victimă, o pacientă în jur de 50 de ani cu traumatism cranian, confuză, dezorientată, nu și-aducea aminte ce s-a întâmplat cu dumnea ei. Iar a treia victimă, un bărbat de aproximativ 30 de ani, conștient stabil, transportat la spital. Cu toate eforturile medicilor, pacienta intrată în stop cardiorespirator a decedat. Aproape 2 ore a fost blocat traficul pe drumul național 39 între localitățile Lazu și Agigea, iar circulația a fost deviată pe contrasens.